Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Samp. Înainte să începem acest videoclip, vreau să vă spun să apăsați voi butonul de like, să vă abonați și să dați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când eu postez ceva nou. Astăzi ne aflăm pe Jad Nefrit și nu ne aflăm pe Ruby Nefrit, de ce o să vă și spun imediat, o aici coliziune aparent. O să vă spun imediat de ce suntem pe Jad Nefrit. Ei bine, Ruby e în mentenanță, pe scurt, e în mentenanță pentru că am înțeles că s-a schimbat hostul, nu mai e host de la 0 ping sau ceva, s-a modificat ceva la host și se lucrează încă la unele bug-uri pentru că e o mare problemă cu lag-ul, gen nu poți să spawnezi mașinile și așa mai departe. Și momentan se rezolvă treaba asta, e serverul închis. Am vrut să intru acolo, dar am văzut că e închis și na, am renunțat. Bun, suntem pe Jad Nefrit. O să facem, nu știu, ceva din quest-uri, pentru că n-am jucat niciodată aici. Doar mi-a făcut Guzix cont seara conectării, pentru că eu nu puteam să mă conectez. Modurile aveți în descriere, mod pe culul Lupus, nu este mod pe Glob PC pentru cine se întreabă. Aia n-am ce să fac dacă nu vă merg modurile. Probabil le încercați așa fără NB. Probabil așa o să vă meargă mult mai bine. Da, cum mai zis, o să facem câteva ceva de prin quest-uri. Sper să nu fure nimeni mașina asta, pentru că e mașină găsită pe stradă și nu mai am de unde să iau alta, așa că o să intru repede până aici și o să cumpăr din Sex Shop Bui Toys. Și trebuie să cumpărăm. Ia uite-l. Uite ce ne pune pe noi să cumpărăm. Și văd că am primit aici experiență. Bă, sincer să vă spun, nu știu cum se face experiența, nu știu să vă dau informații despre cum se fac banii, despre cum se face nivelul și așa mai departe, dar văd că dacă dau stats, uitați, de vezi, n-am ore jucate, n-am nici telefon, n-am nimic, am... Ce să am? Văd că îți dă multe puncte din experiență, din condus și am 144 din 300, deci am nevoie de 300 de experiență pentru level 2. În fine, nu prea contează asta pentru că nu o să fac. De fapt, nu o să joc aici, știți că seria principală acum este pe Ruby, dar dacă Ruby e în mentenanță, am să filmez aici, să văd și eu cum e treaba, plus că am apucat și loc, sunt 968 în momentul ăsta, când filmez eu. Time nu-s de prea mult timp intrat, de 10 minute, dar am mai stat până am mai pregătit OBS-ul, până am mai pregătit și melodiile și asta a fost. Bun, am făcut un quest, uite, mai am aici niște quest-uri, să ucid doi polițiști, dar n-am cum să-i ucid pentru că n-am licență de arme, cu pumnii nu m-ar lăsa și mi se pare că n-au voie să te lase ei să îi ucizi, pur și simplu trebuie să îi ucizi tu. Deci n-ai voie să te lase, cred, nu zic că e ceva adevărat, nu cred că te lasă el să-l omori. Na, fine, nu te lasă de bunăvoie, dar oricum, mergem până la curier, livrăm niște colete. Cât mai vorbim despre... uite-l și pe asta, frate. Intră în mine. Bravo, mă, dacă tu așa vrei, intră. Curier. Fira. E clar putână. Apropo, mapa e... Nu-i mapă pe M, e mapă pe Z. Pentru că nici eu nu mi-am dat seama. Prima dată mi-au spus niște băieți pe live. Ah, curierul, bine, sunt aceleași locații la joburi, dar nu știu de ce am mai dat jobs. În fine, bă, o să vreau să vorbesc despre, bă, nu știu dacă aș intra pe aici, cred că mi-ar lua ăștia permisul, hai să mergem pe aici. Dar stai mă, că am permis, ce naiba, că am level, na, am doar licența de condus de atunci de când mi-am făcut contul, bun. Ce voiam să vă zic? Astăzi vreau să vorbim despre titlu, pentru că probabil mulți vă întrebați ce, bă, vrei să te lași de YouTube sau ce faci? Bă, am văzut că nu știu ce să mai cred, ori nu vă uitați voi, ori nu trimite YouTube-ul notificare, una din două trebuie să fie. Pur și simplu, am pus videoclipul de ieri, îl pusesem seara, atunci chiar când îl filmasem, îl pusesem, doar că n-a strâns nimic. Trecuse vreo oră, aveam 40 de vizionări și 7 like-uri. Am mai stat un pic, am văzut că nu se mai adună nimic.
L-am șters și l-am încărcat a doua zi ca să văd ce, că se fac 30 de like-uri. Bine, că nu zic că nu e o sumă ok, da, mă aștept, pentru că știu că acum mulți dintre voi nu mă mai urmăriți și nu mă mai agreați ca și cum aș fi jucat pe OG. Știu că mulți au plecat, dar nu știu ce să cred. Să mai continui oare cu YouTube-ul sau să nu mai continui, nu știu. Dați-mi voi un sfat, pentru că eu nu știu ce să mai cred, nu știu ce să mai fac. Parcă văd că postez și videoclipul ăsta și tot așa nu o să aibă nicio influență. Văd că îl postez și îl postez degeaba. Dar totul depinde de voi. Lăsați-mi acolo în secțiunea de comentarii, spuneți-mi dacă mă mai urmăriți, dacă nu mă mai urmăriți și dacă vreți să mai continui, pentru că nu știu ce să mai fac. Asta e tot ce mă apasă pe mine. În abonați nu mai cresc și nu știu de ce. Am 2597 de abonați. Ba se abonează lumea, ba se dezabonează. Nici eu nu mai înțeleg ce se întâmplă. Sincer să vă spun, e o parababură totală. Nu parababură, e... Nu știu nici cum să explic. Că sunt la o sumă de abonați de nu știu cât timp. Lumea nu se mai abonează. Probabil mulți o să spuneți, bă, mai fă și tu altceva. Când intru pe live-uri, dacă nu joc, s-am pieșit. Ce ați vrea să fac altceva? Da, când vă întreb, vreți să jucăm și altceva? Nu, ne jucăm Samp. Samp ne jucăm, frate. Dacă voi așa vreți, așa facem, dar voi. Mi se pare că trebuie să mergem în spate. Uite că mai știu să fiu și curier. Așa că totul depinde de voi. Ia uite, văd că am luat experiență 4. Da, bine, că muncești. Acum totul depinde de voi. Nu știu, voi alegeți. Aștept să-mi spuneți în comentarii. Bă, eu încă te urmăresc și sper să mai creștem și noi în abonați, că până la urmă am făcut și live-uri. Și pe live-uri am văzut că tot așa, nu prea mai intră lumea. Nu știu de ce, nu mă întrebați. Înainte aveam și câte 20 pe live și câte 25. Acum nu mai intră nimeni. Dacă sunt 8-9 persoane, sunt bune și alea, dar nu înțeleg de ce. Bine, un inconvenient, de fapt, cel mai probabil ar fi că nu mai joc pe OG și nu mai urmărește lumea, că na, ai trădat un server, na, ăla ți-a dat, ăia ți-au dat, nici că mi-a dat masiv bani pe lună să mă duc să-mi iau de mâncare, știi, și eu i-am trădat. Astea sunt niște vorbe proaste de la niște oameni proști și punct. Da, și asta cam ar fi ce mă apasă pe mine, pentru că până la urmă te chinui să faci un videoclip, trebuie să găsești un subiect, trebuie să-ți găsești cuvintele și până la urmă eu oricum sunt spontan, nu vă gândiți că eu îmi fac un scenariu, să vă spun, bă, ce le fac? Astăzi le spun despre YouTube cum e episodul ăsta. Voi să nu credeți că mi-am scris pe o hârtie ce să spun și acum citesc. Nu, pur și simplu totul e spontan la mine, eu sunt o fire mai spontană așa și na. Dacă mă pui să fac ceva și să învăț, din contră mă blochez și bine, indiferent de situație, diferă și situația. Dar acum cu voi sunt spontan, nu fac scenarii sau ceva de genul. Nu, ce îmi vine în cap, aia spun și pum. Nu vă gândiți la altceva. Și v-am spus, treaba asta cu YouTube-ul mă macină, pentru că, da, v-am zis, trebuie să găsești un subiect, trebuie să știi ce să vorbești, trebuie să legi cuvintele, trebuie să dai și o temă interesantă, nu să spun, să vorbesc despre ce, despre averea mea de pe Samp. Nu mi se pare a fi ceva ok, dar cei care faceți YouTube și vă lăudați cu treaba asta, bine, dar acum fiecare e cu treaba lui, fiecare filmează ce vrea. Pentru mine asta ar fi o porcărie, să filmez un episod, să spun în fiecare episod să dau, stați, vedeți, am mai făcut 1 milion, acum am 3 milioane, vedeți ce șmecher sunt eu. Nu, niciodată nu o să fac treaba asta, pentru că
nu mă laud cu niște bani de pe joc. Bă, dacă erau niște bani în... În viața reală, hai, mai ziceam că te lauzi că ce, că ai milioane. Nu. Te lauzi cu niște bani într-un joc care... Oricum, jocul ăsta mai mult îți mănâncă timpul și zilele. Bine, asta e părere, sunt părțile. Asta e părerea mea. Da, și v-am spus, asta e ce vreau să vă transmit în legătură cu YouTube-ul. Nu știu ce să mai fac, nu știu dacă să mai continui sau nu. Totul, v-am spus, depinde de voi. O să văd și în următoarele zile susținerea de pe la videoclipuri, cum o să fie și dacă o să fie una ok, vizionări pe live-uri și persoane pe live-uri de fapt și așa mai departe, da, o să continui, dacă nu și o să continuați să, de fapt o să continue și YouTube-ul să ne tragă nouă, nu știu cum să zic, preșul, să ne defavorizeze, probabil că o să închei treaba asta pentru că nu și are sensul. Uite, eu acum îmi pierd 15 minute, 20 de minute, 10 minute, indiferent, diferă de la un episod la altul cât de mare face episodul, pentru că e în funcție de subiect. Poate acum că îmi pierd un timp pe care puteam să-l aloc altei activități decât să stau pe scaun să vorbesc ca prostul și să nu... Să nu se uite nimeni, pentru că practic îl fac degeaba. Așa că, nu știu. O să văd în zilele următoare cum stă treaba, dacă o să se schimbe situația sau nu după videoclipul ăsta. Și dacă ajungem tot așa la un la ceva negativ, de fapt nu la ceva negativ, dacă o să ajungem la tot așa o susținere negativă și mai deloc, mai în scârbă, atunci se va încheia treaba asta, pentru că prefer să nu decât să, da, nu știu câți dintre voi ați înțeles, adică prefer să nu mai continui decât să continui și să nu fie susținere, să nu fie notificări, să se joace și YouTube-ul cu noi și așa mai departe. Mulți înțelegeți treaba asta, alții nu, dar fiecare cu gândirea lui și cu mentalitatea lui, să zic așa. Da, păi nu știu, cam atât am avut să vă spun, nu știu dacă mai am ceva de adăugat, asta a fost tot ce am vrut să vă transmit. Vă spun că v-am spus, dacă nu o să strângem o susținere mai mare după videoclipul ăsta, dacă nu o să aibă o influență pozitivă și o să fie la fel, o să fie din nou aceeași monotonie, vă spun cu sinceritate că pe canalul ăsta nu o să mai postez, adică nu că nu o să mai postez, nu voi mai continua să postez și nici pe alt canal, pentru că nu și-ar avea rostul. Dar totul depinde de voi și totul depinde și de YouTube, sunt mai multe chestii, nu depinde de mine, de fapt depinde și de mine, pentru că eu trebuie să postez ca voi să aveți la ce să vă uitați. Doar că observ că treaba pe care o fac în zadar și degeaba și nu și-ar avea rostul. Așa că dacă mă susțineți, dați un like, arătați-le și prietenilor voștri, distribuiți videoclipul mai departe prietenilor voștri pentru a crește comunitatea și cam atât. Dați un like, un subscribe, dați și pe clopoțel pentru a fi notificați, pentru că apoi mă trezesc cu voi că mă întrebați, bă, da, mai postez, mă, și tu? Normal că dacă n-aveți clopoțelul activat, nu o să știți. Dar, da, și faza asta cu clopoțelul, tot așa cam degeaba e în momentele astea, pentru că nu-și mai face nici clopoțelul treaba, așa că tot așa ar fi degeaba și clopoțelul. Dar, măcar verificați și voi în fiecare zi canalul pentru a fi convinși că, uite, bă, a postat, da, uite, YouTube-ul ăsta nenorocit e de vină, eu îl susțin, dar dacă YouTube-ul nu-l ajută, nu-l ajută, măcar mă uit eu în fiecare zi, dau o geană pe canalul lui, măcar de
două ori pe zi sau văd acolo, bă, n-a postat, mă uit mai târziu, peste două ore vezi că a postat și te uiți la videoclipul postat și așa mai departe. Eu asta fac, eu asta aș face în locul vostru, sincer să fiu, decât să creez o impresie proastă prin întrebarea, mai postezi, bă, și tu? Da, asta se întâmplă cu cei care m-ai întrebați, mai postezi, bă, și tu? Asta dă dovadă că voi așteptați doar după notificarea aia care nu va avea loc și dați dovadă că doar după aia stați. Nu vă mai interesează și altceva, adică să căutați voi să vedeți. Bă, uite, a postat, mă uit, n-a postat, mai aștept, că trebuie să posteze el. N-a postat o zi, are o problemă sau se întâmplă ceva, da? În fine, astea sunt... Sunt multe de zis, dar n-ar avea rost să mă lungesc într-un episod foarte, foarte, foarte lung. Ăsta o să fie clipul și sper că v-a plăcut. Nu uitați, dacă mă susțineți, dați un like, un subscribe, arătați-le și prietenilor voștri, invitați-i și pe ei să se aboneze, să dea un like, un subscribe și așa mai departe pentru a crește comunitatea. Și ăsta a fost episodul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, ca de fiecare dată. În continuare, dacă o să văd un suport mai mare și un suport mult mai pozitiv după videoclipul ăsta, vom continua cât se poate, iar dacă videoclipul ăsta nu va avea nicio influență și nu o să fie aceeași monotonie, nu o să mai vedeți videoclipuri prea des. Așa că noi ne revedem în episodul următor, dacă va avea loc, cine știe. Pa, pa!